Bună dimineața, dragă audiență, și bine ați revenit! Am ajuns la Bacău. Avem pe aici niște istorii foarte interesante de peste 5.000 de ani. Suntem aici cu domnul Sorin Alinei. Ailenei. Ah, mă scuzați. Mereu fac greșeală de nume. Și suntem în curtea bisericii Precesta, pentru că de aici pornim. Avem ceva în spate, dar o să ne spună Sorin mai multe. Da, vă urez bine ați venit la Bacău. Este unul dintre orașele de suflet ale Moldovei. În primul rând datorită faptului că are și o istorie foarte veche. Deși nu a apărut foarte mult în tot ceea ce înseamnă istoria noastră, cea pe care am învățat-o noi la școală sau, eu știu, în alte cărți de istorie, vreau să vă spun că Bacăul are o istorie destul de bogată. Se întinde undeva în jurul anului 0 sau 1 al istoriei noastre, cam de atunci încep să apară primele date istorice, dar mai sigur, începând cu secolele 4 și 5, începe să se coaguleze o comunitate destul de vivace, dat fiind faptul că erau foarte aproape de Bistriță. O să ajungem mai târziu acolo și o să vedeți exact ce vreau să vă spun. Bistrița a fost practic o arteră vitală pentru acest oraș, de aceea nouă ne place să ne mândrim cu denumirea de orașul de pe malurile Bistriței, pentru că aici, pe această arteră, veneau foarte mulți plutași cu marfă, fie că vorbim de lemne, fie că vorbim de blănuri, fie că vorbim de alte scule, cum le numeau ei în perioada aceea, și aici se făcea un mic centru de schimb. Acest centru de schimb a evoluat și la un moment dat a ajuns și o vamă. Și acestui statut al orașului de vamă domnească îi se datorează prima mențiune documentară, care datează de pe data de 6 octombrie anului 1408, când voievodul Alexandru cel Bun dă niște scutiri de taxe negustorilor care veneau din Polonia, în special dinspre Liov. Și aceștia, când ajungeau pe teritoriul țării Moldovei, ca să poată să fie încurajat să vină cu cât mai multe produse, erau scutiți de taxe pe un anumit traseu. Și voievodul menționează mai multe orașe unde ei aveau aceste scutiri vamale și una dintre aceste localități este și Bacăul. Și practic ăla este, să zicem, nașterea noastră documentară, exact, ca și da, comunitate. Bineînțeles, lucrurile evoluează și în vremea lui Ștefan cel Mare se ajunge la apogeul administrativ și comercial al Bacăului din Evul Mediu, pentru că Ștefan cel Mare și-a dat seama de importanța acestui oraș. Aici era un fel de centru comercial, pentru că se întâlneau negustorii de la Brașov, veneau cei cu sare de la Târgu Ocna, veneau și cei cu păcură de undeva din zona Moineștiului, după aceea veneau cei din nord care aduceau din Polonia și dinspre Suceava diverse bunuri și, bineînțeles, mai veneau și plutașii care din Ținutul Neamțului aduceau lemne, blănuri și ce mai aveau ei acolo. Toate aceste mărfuri se întâlneau aici, se produceau schimburile și, bineînțeles, era o oportunitate foarte importantă pentru taxare. Da. Practic de aici, ca o vamă. Da, practic de aici voievodul își lua foarte, foarte mulți bani pe care îi folosea pentru tot ceea ce înseamnă, în special, dezvoltarea armatei. Ca să vă dați seama de importanța acestui punct de comerț și de taxare, trebuie să ne uităm aici în jur și să vedem că este o curte domnească. Aici nu a stat nimeni altcineva decât Alexandrel, primul fiu al voievodului Ștefan cel Mare. Și dacă sunt pasionați de literatură dintre ascultătorii noștri, trebuie să le spunem că îl găsesc în primul volum din Frații Jderea lui Mihail Sadoveanu. Da. Linia aceea pe care o vedem noi acolo este acea albă, da. Da, este linia care marchează momentul în care s-au descoperit ruinele cetății și ceea ce s-a construit, ca să avem noi o idee astăzi, da, este vorba de un proces de restaurare. Iar pentru că vorbim de o casă domnească, acolo unde era domnitorul, de obicei, biserica își dorea să aibă și ea o amprentă și atunci s-a făcut biserica aceasta, biserica Precesta, dedicată Maicii Domnului. Iar ea a fost sfințită pe data de 1 ianuarie anului 1491. După această dată, mai apar câteva mențiuni documentare în ceea ce îl privește pe Alexandrel, dar după aceea dispare. Se presupune că ar fi murit, probabil în urma unei bătălii care a avut loc aici în zonă, pentru că el trebuia să apere tot ceea ce se colecta aici și, prin urmare,
dacă erau mulți bani, erau și mulți oi care doreau să obțină acei bani și se presupune că ar fi avut loc bani, niște raiduri ale unor tâlharbari, niște raiduri ale unor tătari, nu știm foarte clar, cert este faptul că nu mai apare Alexandrel și, așa cum știm cu toții, cel care îl va moștini pe Ștefan cel Mare va fi Bogdanul său, va fi fiul său, Bogdan al III-lea cel Chior. Da. Dar odată ce s-a făcut această biserică, trebuie să ne dăm seama că era o curte dumnească, hai să spunem, nu chiar ca cea de la Suceava, dar destul de impozantă. Era un zid de apărare făcut în primă fază din pământ cu niște palisade din lemn, cu niște țepi care trebuiau să îi descurajeze pe cei care ar fi vrut să atace garnizoana care era aici. Bineînțeles, exista și o cameră a tezaurului, exista tot ceea ce înseamnă dependințe pentru un palat sau un mini palat domnesc și era și aproape de bistriță. Da? În cazul în care cineva dorea să facă un comerț sau lucrurile trebuia supravegheate. Iar acesta era și printre cele mai înalte locuri din Bacău de la vremea aceea și îi oferea și un, să zicem, un avantaj atunci când trebuia să observe împrejurimile. De altfel, Bacăul era și o zonă în care se producea foarte mult. Eram în perioada aceea celebri pentru livezile pe care le aveam și în jur se creșteau chiar foarte mulți cai. Iar acei cai asta avea o importanță foarte mare. Foarte mare pentru armata lui Ștefan cel Mare și bineînțeles că aceste lucruri au ridicat miza acestui oraș. Din păcate, pentru noi ca și comunitate, după ce Alexandrel dispare, începe și orașul să decadă și el nu mai este menționat în documente decât sporadic și atunci, cum să spunem, în legătură cu niște lucruri minore, adică niște negustori care au venit de la Bacău și au ajuns la Brașov, dar marfa lor nu mai era de cea mai bună calitate, ceea ce înseamnă că aici tot ceea ce ține de meșteșuguri era într-o perioadă de decădere. După aceea se vorbește din punct de vedere spiritual. Era o comunitate de catolici, pentru că voievodul Alexandru cel Bun a avut prima soție catolică și atunci ea a venit și cu partea aceasta de spiritualitate în zona Moldovei. Pe urmă au avut loc în vest războaiele husite și din Boemia au venit o parte dintre cei care încercau să fugă din fața armatelor și au venit aici și au căutat adăpost, iar Alexandru cel Bun le-a dat voie să se așeze. Deci este un conglomerat destul de interesant în ceea ce privește, să spunem, confesiunile creștine, pentru că toți erau creștini, dar fiecare avea o modalitate mai mult sau mai puțin, să zicem, particulară de interpretare a învățăturii de credință, dar cu toate acestea n-au fost probleme în ceea ce privește, să zicem, conflictele din perspectivă religioasă. Deci totul a fost foarte bine, foarte liniștit și a fost o comunitate, hai să-i spunem, model. După aceea, lucrurile vor evolua, dar pentru asta o să vă invit în alte locuri ca să vedem un pic cam cum crește, să zicem, pas cu pas această comunitate și zic eu că o să fie ceva foarte interesant. Hai, să mergem! De ce am vrut eu să vă opresc un pic așa de marșul vostru triumfal către centrul orașului? Pentru că această clopotniță are o istorie foarte interesantă și de ea este legată cel puțin o întâmplare pe care mulți dintre elevii care vor da bacul în anii care vor veni o să vrea să-și aducă aminte cu plăcere. Dintr-o neglijență, pe atunci tânărul George Bacovia, da, a fost lăsat în această clopotniță. Deci a plecat pur și simplu cel care avea grijă de clopotniță, el era sus, se uita, nu și-a dat seama, da? Omul a încuiat și a plecat. Și atunci el nu a mai avut nicio modalitate să spună că este acolo și a dat probabil seama și mai târziu, n-a tras nici de clopot și în felul acesta a trebuit să-și petreacă noaptea în această clopotniță. Partea interesantă este că a văzut și apusul, iar toată treaba asta este într-o poezie, da? Amurg violet, care începe cu amurg de toamnă violet. Și după aceea, în ultima strofă, cea de-a treia strofă, ne dă și detalii, că ne dă detaliul că el era în turn și de acolo vede strămoșii care vin cu plete violete și așa mai departe. Deci, de aici, dragi elevi, să știți că vi se trage
cu poezia Amor Violet. A fost publicată, dacă nu mă înșel, în anul 1899. Avea cam 18 ani poetul atunci. De fapt, nu a fost publicată, a fost creată în acel an. Dar ideea este că a fost una dintre micile întâmplări care au făcut ca manualele de limba română să se mai îngroașe, să se mai îngroașe măcar cu o pagină, da, două acolo. Aici, Biserica Precista, pe lângă importanța pe care o avea în viața comunității băcăoane, trebuie spus că ea mai are o particularitate, și anume există un document, se numește Mitrical, este un document prin care biserica spunea cine și cum s-a botezat, s-a căsătorit și așa mai departe, dădea și pentru evidența proprie, și în acest mitrical se spune că Vasile Alexandrii s-ar fi botezat, ar fi fost botezat în această biserică. Ne spune documentul în anul 1818, alți istorici spun că el s-ar fi născut în anul 1821. Cert este că s-a născut în Bacău sau în împrejurimile Bacăului și este un domn profesor care este la Universitatea din Bacău și care ne spune că acest lucru s-a întâmplat chiar la o casă pe care o să o vedem în câteva momente și acela ar fi locul nașterii lui Vasile Alexandrii. Ajungem în câteva clipe. Suntem în fața casei unde se presupune că s-ar fi născut Vasile Alexandrii. V-am spus că există o mică dezbatere în ceea ce privește momentul nașterii lui. Unii spun de 1818, vă ziceam că este documentul acela bisericesc care spune despre acest lucru. Specialiștii astăzi au zis 1821, mergem pe mâna lor. Okay. Nu ne supărăm cu ei, mai ales că dacă vom ajunge vreodată pe la școală, cine știe ce ne se mai poate întâmpla. Chestiunea este că această casă, după cum o vedeți, este într-un proces de refacere, va fi refăcut. Am înțeles că cei de la Consiliul Județean au preluat acest proiect și îl vor duce mai departe. Este și un sponsor. După cunoștințele mele, este vorba de firma Dedeman, care va avea și ea o contribuție la acest proiect. Bineînțeles, pentru că vorbim de o clădire de patrimoniu, toate aceste lucruri durează. Este, da, nevoie autorizații, de autorizații, da, tot ceea ce mai presupune specialiști și așa mai departe. Cert este faptul că dacă ne uităm la această casă, ne dăm seama că Vasile Alexandrii nu provenea dintr-o familie tocmai săracă. Da. Cel puțin pentru perioada aceea era destul de bine financiar. Și după ce s-a născut aici, bineînțeles, a evoluat, a primit o bursă în străinătate, acolo s-a dus și a făcut studiile. Prima parte, el a vrut să se facă inginer și a mers pe un bacalaureat tehnic. După aceea a revenit. Când s-a întors în țară, a preluat la Iași conducerea teatrului, a scris mai multe piese de teatru și, bineînțeles, vine anul 1848, când îl găsim prin rândul pașoptiștilor. După aceea urmează, știm cu toții, perioada exilului și așa mai departe. Spre finalul vieții sale se va retrage la Mircești, un loc unde i-a fost mereu drag să fie. Acolo este și mormântul lui, de altfel. Și toată treaba asta se termină în anul 1890, când el va muri. Și, bineînțeles, în urma perioadei de aici, de la Bacău, de la Mircești și așa mai departe, ne va rămâne, pe lângă operele de teatru și ce a mai scris el, pastelurile, care prezintă, practic, viața și natura pe care o aveam noi în perioada aceea în Moldova. Era o viață tihnită, era o viață, la un moment dat, chiar îți vine să-l invidiezi, pentru că e vorba de un om așezat, care e la apogeul vieții sale, care trăiește o viață dintre aceea ritmată, în pas cu natura, se ducea și la vânătoare, se plimba și cu sania iarna, se plimba și cu trăsura vara, se mai ducea. Frumos. Da, este o viață pe care mulți dintre noi ne-o dorim. Da. Ei, Vasile Alexandrii a avut-o și a început totul aici, în această casă. Suntem în fața unei case care arată foarte, foarte bine din punct de vedere arhitectural, are și de ce. Ea a fost casa lui Mircea Cancicov. Cine este Mircea Cancicov? Este unul dintre fiii Bacăului, se naște în 1884 la Bacău.
iar după ce evoluează, are și burse în străinătate, când se întoarce, devine unul dintre avocații foarte, foarte la modă în perioada aceea. La un moment dat l-a apărat pe regele Albaniei împotriva statului român, pentru că era o chestiune de proprietăți pe care regele le-ar fi avut de la soția lui aici, pe teritoriul României, și trebuia să și le recapete. În fine, el ajunge să fie ministru de finanțe în mai multe guverne, dar cel mai important lucru este faptul că ajunge să fie ministru de finanțe în anul 1938, atunci când, în perioada plină interbelică, România aș atinge apogeul dezvoltării sale economice. Practic a fost unul dintre anii etaloni pentru România din acea perioadă și acest lucru se datorează în principal sau în mare măsură și lui Mircea Cancicov, care era aici de la Bacău. Ce vreau să vă spun despre această casă? Acum noi o vedem ca fiind unul dintre restaurantele cele mai cochete din Bacău, dar vreau să vă spun că trebuie să vă imaginați nu doar casa în sine, o curte. Era la un moment dat aici o măsuță unde se spune că ar fi fost invitat și George Enescu și că ar fi scris câteva rânduri din prima operă românească, Oedip, și în spate erau și niște sere în care te puteai plimba, era totul foarte, foarte bine aranjat, veneau tot felul de oameni importanți. Da. La un moment dat sunt niște poze cu Mircea Cancicov și cu soția lui îmbrăcați în ei tradiționale, adică erau niște lucruri foarte, foarte bine puse la punct. Vă spuneam eu mai devreme, când vorbeam despre Vasile Alexandrii, lucruri așezate, o viață dintre aceea tihnită, da, dar specific românească. Da. Și acest Mircea Cancicov, bineînțeles că a fost pasionat de tot ceea ce se întâmplă în orașul de unde a provenit și ne-a lăsat prin grija lui și câteva clădiri, o să vedem unele dintre ele, și bineînțeles Parcul Central, care astăzi îi poartă numele. Una dintre clădirile emblematice este cea care este acum direcția poștei, dar în trecut a fost pentru administrația fiscală. El fiind ministru de finanțe, normal, da, că și-a dorit să-și lase amprenta și în acest domeniu. După ce s-a terminat cu cel de-al doilea război mondial, din păcate, pentru noi ca popor și mai ales pentru el ca persoană fizică, să-i spunem, au fost date la o parte toate meritele pe care el le-a avut. A fost acuzat că ar fi vândut bunurile României și că ar fi grăbit, să zicem, intrarea României în război de partea fasciștilor și așa mai departe. Bineînțeles că în primii ani ai războiului celui de-al doilea mondial, noi ne-am îndreptat împotriva rușilor, i s-a imputat treaba asta și una peste alta, deși era un foarte bun avocat, nu a putut să se apere, da. Da, și a fost condamnat la 20 de ani de temniță grea și, din păcate, a murit la penitenciarul de la Râmnicul Sărat, fără să aibă parte de niciun fel de îngrijire medicală. Se presupune că ar fi fost vorba de o boală de plămâni. Da. Deci, practic, pe certificatul respectiv s-a scris că a murit în urma unei boli, dar această boală putea fi fără probleme prevenibilă și nu ar fi trebuit să ajungă acolo. Trebuie să subliniem și aspectele astea din, da, istoria noastră, pentru că am avut un mare talent ca pe mari oameni pe care ne-au ajutat pe noi ca popor să îi crucificăm și, din păcate, nu să-i martirizăm, ci să-i lăsăm uitării. Și lucrul ăsta trebuie un pic accentuat, în așa fel încât cei de astăzi și cei de după noi să-și dea seama că e bine să mai lucrăm și la acest aspect. Suntem în fața Palatului Administrativ din Bacău. Acest palat, la început, a fost gândit ca un fel de reședință regală. Noi trebuie să ne aducem aminte că România nu a fost cum este astăzi pe hartă dintotdeauna în felul acesta. Și în perioada aceea, când palatul a fost construit, adică vorbim de anii 1880-1890, a fost unul dintre principalele, să zicem, puncte ale familiei regale, în care ea își avea o reședință atunci când își vizita, să zicem, regatul. Da? Regatul era format din cele două provincii de astăzi, Moldova și Țara Românească, iar ei parcurgeau acest drum la răsăritul Carpaților Occidental și Meridional, Oriental și Meridional. Ideea este că s-a simțit nevoia unei astfel de reședințe. În 1880 s-a făcut un fel de concurs în ceea ce privește proiectele arhitecturale. Proiectul care a câștigat și care a fost pus în practică a avut titlul Direptatea. Okay.
Și, bineînțeles, a durat mai mult decât era prevăzut, dar și a costat și mai mult, dar până la urmă acest palat a fost făcut. De-a lungul timpului a avut tot felul de destinații, a fost și tribunal, a fost și curte de apel. De aici, din, efectiv din locul unde suntem noi acum, au plecat o parte din armatele române în cel de-al doilea război mondial. După 1916, iar aici au fost niște lucruri foarte intense, pentru că Curtea Regală era undeva în zona Bicazului și mai se ducea și la Iași, și la Iași erau Parlamentul și Guvernul, iar pe linia Oituz-Mărăș-Mărășești era frontul. Și o mare parte din planurile de luptă au fost concepute aici la Bacău. Este și astăzi o clădire care are o tablă comemorativă care marchează locul unde a fost cartierul general al celor care s-au ocupat cu operațiunile militare. Dar după aceea, acest palat administrativ, bineînțeles că a devenit sediul noii puteri politice și administrative. În partea stângă, da. În aripa de sud, era partea administrativă, Consiliul Județean de atunci, iar în partea dinspre nord, da, în partea nordică, era, să zicem, sediul Secretariatul General al Partidului Comunist. Și de fiecare dată când se făcea o investiție, inițiativa pornea de undeva, de la o necesitate obiectivă, se ducea prima dată, era analizată în partea asta, se ducea la partid, așa. Da, primea bifa, după aceea se întorcea la, okay. Da, la administrativ, ăștia o treceau pe lista de investiții, era trimisă la București, mai era analizată încă o dată oportunitatea și necesitatea și după aceea veneau banii și se făceau aici construcțiile care trebuiau făcute. Și într-adevăr, în perioada comuniștilor, Bacăul a suferit modificări destul de importante. Practic, în anul 1959 apare magazinul Universal, o să trecem în curând pe lângă el, după aceea, în 1965, apare Casa de Cultură a Sindicatelor, Hotelul Bistrița, în 1970 Hotelul Decebal și în 1980 apare și Hotelul Moldova, un pic mai încolo o să-l vedem. Deci, practic, au fost, să zicem, emblemele acestui oraș și, bineînțeles, apare mall-ul de atunci, magazinul Luceafărul, este okay. Un pic în spatele nostru. Ceea ce vreau să vă spun este că aici era și un fel de centru civic, pentru că în momentul în care s-a dat startul acelei mode a paradelor, da, de 23 august, da. Da, pe acest bulevard eram încolonați muncitori, elevi, okay. Aici era tribuna, da? Okay. Și, și pe aici trecea coloana care scanda bine partidului, trăiască Partidul Comunist Român și așa mai departe. Aici se întâmplau toate lucrurile okay. astea. În trecut, această arteră principală mai avea și un rol, să spunem așa, de prezentare socială, dacă nu e prea mult spus. Ce se întâmpla? Se făceau, mai ales duminicile după amiază, vă ziceam eu despre viața aceea tehnită din perioada regalistă, erau niște intervale orare foarte bine delimitate. În prima parte, undeva pe la 3-5 așa, defilau pe aici slujitoarele okay. și militarii în termen. Se duceau, se plimbau, după aceea urmau elevii de liceu. Pentru că erau priviți ca niște persoane deja culte, aveau cumva studii foarte, foarte înalte față de restul okay. Locuitorilor și, bineînțeles, aici se înfiripau idilele. Iar după aceea începeau să apară cuplurile care urmau să se căsătorească sau, mă rog, care erau în tratative. Defilau pe această stradă, iar undeva în capăt erau două studiouri fotografice și unul dintre ele avea ca specific pozele de cuplu, pozele de nuntă, pozele de logodnă, de după căsătorie. Și bineînțeles că toți care defilau pe aici la un moment dat ajungeau mai devreme sau mai târziu acolo. Să se fotografieze da. Acolo. Iar după acest interval rar, undeva pe la ora 7, da, începeau să apară cuplurile consacrate, îl vedeai pe primar, pe șeful băncii, da, se plimbau și așa mai departe. Vreau să vă spun că viața era și în perioada interbelică destul de intensă aici,
La Bacău, la un moment dat, în 1935, erau înregistrate 6 trăsuri. Okay. Și a fost un motiv de mândrie locală, pentru că la Iași erau doar 4 okay. în perioada aceea. Vă spuneam, îl aveam pe ministrul de finanțe originar din Bacău, da? Mai venea George Enescu pe aici, pentru că avea conacul de la Tescani și în drum spre Tescani ajungea și aici. Și lucrurile se întâmplau. În perioada comunistă, v-am spus, artera asta capătă o altă semnificație, iar tot în perioada asta comunistă, așa niște mici legende, în 1981, primul secretar de partid era o doamnă, se numea tovarășa Alexandrina Găinușe. Și ea a fost providențială pentru Bacău. Mie îmi place să spun că a fost mai bărbată decât mulți dintre bărbații de okay. atunci, pentru că a făcut două lucruri foarte interesante. Într-o noapte a dărâmat gara din Bacău, care era făcută în 1893 și vorbim de anul 1981. Da, efectiv okay. a dărâmat-o și a spus, domne, gara este distrusă, trebuie să facem una. Și într-un an și vreo 4 luni au făcut o gară nouă, modernă, aceea care este și astăzi, dar ea și-a asumat riscul ăsta, deci efectiv a mințit. Și după aceea, în momentul în care a fost să se construiască Filarmonica, proiectul era început, era doar la stadiul de temelie, iar ea a spus celor de la partid de la București că, domne, este și elevația, deci ar fi acum prea târziu să mai oprim proiectul și, prin urmare, s-a făcut și Filarmonica. La fel, în ceea ce privește piața centrală, tot așa drămată, a zis, domne, este degradată foarte tare trebuie să o facem. Și în felul acesta s-au făcut cel puțin aceste trei clădiri destul de importante pentru comunitatea noastră, da? Filarmonica, piața și gara, care sunt cumva un fel de, să zicem, puncte importante pe cartea de vizită a oricărui oraș. Acestea se datorează doamnei tovarășii Alexandrina Găinușe. Îi mulțumim. Ok. Da. După aceea, dacă ne uităm în partea din dreapta, o să vedem o clădire mai specială, are și aceea o poveste între hotel și palat, da? Da, foarte interesant. Acolo a fost sediul primăriei din municipiul Bacău. Vreau să vă spun că această clădire a un moment dat a servit ca bibliotecă și acest lucru se datorează unui fapt foarte, foarte, să spunem, inedit. Adică, nu știu dacă vă vine să credeți față de ceea ce se întâmplă astăzi, atunci băcăoanii își doreau să citească. Și a existat un fel de presiune locală. S-a înființat această bibliotecă, oamenii își doreau să citească. Și atunci au făcut această presiune publică, s-a înființat biblioteca și imaginați-vă un lucru foarte interesant. Biblioteca se numește Costache Sturza pentru că Gheorghe Sturza, cel care era primar atunci, a dat o donație de 4.000 de lei, dar cu această mențiune. Ca biblioteca care primește acești bani să se numească Beizade Costache Sturza. Okay. Și din felul acesta, astăzi se numește Costache Sturza această bibliotecă. Okay. Dar după ce această bibliotecă a fost înființată, tot în această clădire a primăriei, a mai funcționat o perioadă și teatrul. Pentru că la noi, la Bacău, teatrul a fost pentru prima dată jucat în 1848. Okay. Dar asta în episodul următor. Mergem mai departe. Da. Vă spuneam mai devreme că la Bacău a fost o comunitate romano-catolică destul de importantă și acest lucru se vede și în edificiile pe care le avem în orașul nostru. Da. Primul astfel de edificiu în spate, în planul îndepărtat, e Biserica Sfântul Nicolae. Ea a fost construită în anul 1841, iar bineînțeles după Revoluție a fost făcut acest edificiu pentru că după aceea s-a și putut. N-au mai fost oprești din partea autorităților locale. Ceea ce vreau să vă spun este faptul că aceste două edificii sunt amplasate pe fosta stradă mare a orașului. Practic, această arteră pe care o vedem noi aici este una dintre cele mai, să spunem, proeminente în istoria comunității noastre, dat fiind faptul că aici era viața economică a orașului, aici erau negustorii. Imaginați-vă că ați dat timpul cam cu 100 de ani în urmă și ați vedea aici tot felul de prăvălii, una lângă alta, ați vedea tot felul de oameni, de la oamenii rasați, aristocrați, cu costum, cu baston, cu joben, cu un pic de monoclu și, bineînțeles, oamenii care vin din satele din împrejurim,
ca să își târguiască tot felul de lucruri care le trebuiau lor în gospodării. Și practic aici avem o atmosferă cât se poate de pestriță. Negustori evrei, negustori armeni, negustori români, comercianți veniți din toate părțile țării. Toți se întâlneau aici pe această stradă. Aici se vindea bragă la un moment dat, da. În perioada interbelică aici se stătea și la o coadă dintre aceea imensă de gogoși, pentru gogoși. Da. Da, era totul foarte, foarte bine chipzuit și, bineînțeles, mai erau și băuturi răcoritoare, chiar reci, cum ar fi o citronadă, o oranjadă, și toată lumea vroia să participe în acest spectacol. Era, practic, un fel de tablou desprins din orice descriere a Balcanilor. Da. Aici se întâlnea pe strada mare. Pe urmă, lucrurile au evoluat, a venit cel de-al doilea război mondial, au început să dispară din comercianți, după aceea statul a preluat tot ceea ce înseamnă activitate economică, a sistematizat-o și, practic, această stradă și-a pierdut foarte mult din farmecul de odinioară. Nu știm dacă se ne pare rău sau nu, pentru că nu am trăit în perioadele acelea ca să văd cu ochii mei ce s-a întâmplat, dar din povestirile celor care au fost acolo, se pare că era un univers cu totul și cu totul deosebit. Era orașul din perioada interbelică clasică. Da. Aici, pe strada mare. Suntem într-un loc foarte interesant pentru cultura Bacăului. Este, practic, sediul Teatrului Municipal. Aici, trebuie să spunem că la Bacău, viața artistică are unele rădăcini destul de bine înfipte. Haideți să nu spunem adânci sau foarte adânci. Practic, în anul 1848 a avut loc prima reprezentație teatrală din comunitate. Dar această reprezentație nu s-a desfășurat într-un sediu, așa cum suntem neobișnuiți astăzi, într-un teatru în adevăratul sens al cuvântului. Nu, era o încăpere a unui locuitor din Bacău pe care a pus-o la dispoziția unor tineri care au pus în scenă o piesă de teatru. Dar succesul a fost răsunător, pentru că în perioada aceea, vă dați seama, nu prea erau foarte multe evenimente, nu prea erau multe nici cinematografe, nu erau nici canale pe YouTube cu nume Giuclea și așa mai departe. Ideea este că lucrul acesta a prins tracțiune și ușor, ușor, oamenii au cerut tot mai imperios să se construiască ceva și pentru acest domeniu. Nu au investit edilii de la perioada aceea într-o sală de teatru, dar la un moment dat cineva care avea un hotel de aici a zis: domnule, vă găzduiesc eu în incinta hotelului meu. Era foarte supărat pentru că în perioadele în care erau premiere era toată lumea din oraș acolo, buluc peste proprietatea lui, dar nu a fost prea mult deranjat pentru că lucrurile au continuat până în 1894, când hotelul lui din păcate a luat foc și atunci a trebuit să se găsească un alt sediu pentru tinerii artiști. Da. Și acest sediu a venit în 1895 într-o cameră din Palatul Administrativ pe care vi l-am arătat, iar atunci se numea Palatul Municipal. Au stat și acolo o perioadă, iar după aceea, în perioada interbelică, a apărut acest, să spunem, Palat Mărești, se numea. El era sediul unui hotel, a unui cinematograf, deja evoluase, și, bineînțeles, a teatrului. Iar din 1948, teatrul a devenit Teatrul Municipal de astăzi, cu denumirea de Teatru Bacovia. Da. Atenție, nu se numește Bacovia, dat fiind faptul că a luat numele poetului George Bacovia, ci Bacovia se numește de la denumirea orașului Bacovia, pentru că este denumirea, să spunem, latinizată a unui termen mai vechi, Baco sau Bac sau Bâc. Există mai multe ipoteze cu privire la denumirea orașului nostru. Unele spun că ar fi fost un termen peceneg și era o căpetenie a pecenegilor și atunci comunitatea s-a numit a lui Baco sau a lui Baco. După aceea a venit Nicolae Iorga, a spus că ar putea să fie și de proveniență ungară, așa cum este Adjudul sau Sascutul. Și, bineînțeles, au mai venit alții specialiști care au spus că ar putea fi vorba de un termen protoslav care ar duce cu gândul la
vaci, la boi, pentru că, vă spuneam eu mai devreme, aici în jurul Bacului a fost o zonă foarte, foarte mănoasă din punct de vedere agricol și atunci se cultivau foarte multe culturi, vă spuneam livezi, da. Și se creșteau animale, printre care cai și, bineînțeles, boii care erau folosiți pentru povară. Deci cam acesta a fost, să zicem, parcursul artistic al acestui teatru. Astăzi el este un palat care urmează să fie și el refăcut. Multe lucruri pe care trebuie să le facem noi aici la Bacău, cu siguranță se vor găsi și bani și probabil și timp ca să fie puse în operă toate aceste proiecte. Dragi iubitori de literatură sau proaspăt candidați la Bac, aici sunt unele dintre momentele voastre la care trebuie să meditați, dat fiind faptul că aici este Casa Memorială George Bacovia din Bacău. Este o casă care i-a aparținut, bineînțeles, poetului. George Vasiliu a fost numele lui, dar, bineînțeles, că el și-a luat un pseudonim literar care să-i aducă aminte de originele sale. Vă spuneam mai devreme că Bacovia este numele latinizat al Bacăului și, prin urmare, a fost foarte simplu pentru el să împărtășească această informație cu noi, cititorii lui. Ce vreau să vă spun este că el nu a fost un om care să fie foarte, să zicem, răzbătător în viață, să bată cu pumnul în masă și să lupte neapărat vizibil pentru ceea ce este al lui, dar a fost un om foarte, foarte talentat. A fost la un moment dat foarte talentat la desen, a primit chiar și un premiu, era foarte bun la caligrafie, bineînțeles, la literatură. Liceul pe care l-a absolvit este un pic mai încolo, este liceul care poartă și astăzi numele George Bacovia, da. Și bineînțeles că după ce a absolvit un astfel de liceu, a scris și el poezia liceu, în care zice liceu ormânt al tinerețelor mele și așa mai departe. Dar vreau să vă spun că George Bacovia, la începuturile sale, nu dădea semne de mare poet, pentru că cei care erau în perioada lui nu prea au știut să-l aprecieze. El astăzi este unul dintre simboliștii români, de fapt este cel mai mare simbolist român, dar sunt critici care vin și reevaluează opera și îl plasează în alte curente literare. Da. Ideea este că totul a început, vă spuneam, aici, pe această stradă. Bacăul nu arăta atunci cum arată astăzi. Ați văzut și voi că sunt momente în care la Bacău plouă și plouă foarte mult. Prin urmare, este normal ca o parte din atmosfera pe care o găsim în poeziile poetului să se regăsească și în jurul nostru. Este orașul lui Bacovia, până la urmă Bacăul, și prin urmare tot ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă în oraș, într-un fel sau altul, se regăsește în poeziile lui. Vreau să vă spun că la sfârșitul vieții poetul s-a retras la București, el acolo a murit, este în cimitirul Belu înmormântat, da. Dacă nu mă înșel, a murit în anul 1957 și acest lucru după un parcurs literar foarte, foarte interesant, pentru că mai spre sfârșitul vieții sale au fost recunoscute o parte dintre meritele sale artistice, chiar dacă el a cochetat o bună parte din viața sa cu administrația. A ocupat diverse funcții în administrație și, bineînțeles, a lucrat și în învățământ. A ajuns chiar să fie și funcționar în cadrul Ministerului Educației de pe atunci. Da. Și, bineînțeles, și la București a făcut acest lucru. Practic, la un moment dat a obținut diploma de drept a Universității de la Iași, a fost în primă fază la București, a abandonat, a venit la Bacău, după aceea s-a dus la Iași, s-a reînscris din anul 0, deci din primul an, și la un moment dat nu s-a mai dus decât la examene. Și a luat diploma, a plătit cotizație vreo 10 ani sau 12 ani la baroul de avocați, dar nu a profesat niciodată. Okay. Da, este un spirit total diferit față de ceea ce am fi noi obișnuiți astăzi, care suntem forțați, ca să nu spun altfel, de toți guru de pe internet care ne spun cum trebuie să ne facem viața mai bună, să ne dezvoltăm personal și așa mai departe. Între pași simpli. Da. El este total diferit față de toate aceste canoane ale epocii noastre și a fost un om modest, deși a fost un spirit și un geniu în adevăratul sens al cuvântului. Da. Suntem în parcul Catedralei din Bacău. În spate este Catedrala Mare a orașului. Este dedicată Înălțării Domnului. Nu este un hram întâmplător. Este hramul prin care, sau în sărbătoarea în care, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe eroii neamului românesc. Și, bineînțeles, suntem în fața acestui monument al eroilor.
Avem în partea din dreapta și din stânga mea, în partea din dreapta este regele Ferdinand, în partea stângă este regina Maria, cei care au fost regii care au înfăptuit practic unirea. Bine, mai mult regina Maria decât regele Ferdinand, iar bineînțeles în fundal este zeița Victoria, da, statuia zeiței Victoria și pe frontispiciu scrie Romania Semper Victor, da, România veșnic biruitoare. De ce este acest monument aici, în acest parc din centrul orașului nostru? Dat fiind faptul că aici, la Bacău, vă spuneam eu și cu altă ocazie, a fost comandamentul armatei române în perioada de crâncenă rezistență pe care poporul român a trebuit să o aibă în fața puterilor centrale. Nemții au venit, au cucerit practic bucată cu bucată tot ceea ce înseamnă sudul țării noastre și bineînțeles că începând cu decembrie 1916, când au intrat în București și Casa Regală, Guvernul, Parlamentul și tot ceea ce însemna autoritatea de stat s-au retras la Iași, în primă fază, aici la Bacău a rămas comandamentul. Soldații luptau pe aliniamentul Mărăști-Mărășești-Oituz. La Oituz a fost practic momentul în care România a intrat în primul război mondial în 1916, este locul unde a căzut primul erou al neamului nostru din primul război mondial și era o situație foarte, foarte tensionată. Soldații la un moment dat trebuiau să lupte, parcă nu mai aveau motivație, nemții erau tot mai puternici, tot mai mulți, tot mai bine antrenați, tot mai bine dotați. Armata română, așa cum mai știm noi de la istorie, nu a fost foarte bine pregătită din punct de vedere logistic pentru această confruntare și, bineînțeles, era un moment de cotitură. Regele Ferdinand I, în apropiere de Bacău, la vreo 30 de kilometri, în localitatea Răcăciuni, a ținut în aprilie 1917 un discurs în fața armatei și le-a promis luptătorilor terenuri. Iar după primul război mondial, regele chiar s-a ținut de cuvânt, a cumpărat statul român terenuri de la diversi proprietari, l-a parcelat și succesiv le-a dat celor care au luptat în primul război mondial astfel de parcele. Terenuri bune. Da, de asta urma să vă zic că au fost terenuri nu de categorie inferioară, da, de categorie chiar foarte, foarte bună, iar unul dintre cei care au beneficiat de aceste terenuri a fost străbunicul meu de pe mamă, care a primit un astfel de teren. În ceea ce privește acest monument, el a fost făcut cu ajutorul firmei Dedeman. Bineînțeles, Asociația Eroilor s-a implicat pentru acest lucru, iar monumentul este conceput ca un fel așa de panoramă a primului război mondial. De jur împrejur sunt practic consemnate cele mai importante bătălii care au marcat desfășurarea conflictului prim mondial și sunt localitățile și datele în care s-au desfășurat evenimentele respective. Începe succesiunea cu Turtucaia, unde armata română nu s-a descurcat foarte bine. Unii spun că a fost o greșeală de calcul din partea celor care au condus soldații români în perioada aceea. Cert este că a fost un dezastru pentru armata română. Și bineînțeles că ușor, ușor, toate aceste lucruri care s-au întâmplat, ducând mai târziu, în 1918, la cele trei momente ale unirii. Vreau să vă mai spun că tot aici, la Bacău, a fost unul dintre momentele importante ale unirii de la 1918, pentru că, dacă mai țineți minte, s-a pornit cu un avion de aici, din Moldova, da, către Transilvania. Ei, acest avion a zburat de aici, de lângă Bacău, de okay, aeroportul de lângă Bacău. Pilotul de atunci era dat cu parafină pentru că nu erau condiții care să asigure temperatura în cabina avionului. Da. Trebuia să treacă Carpații și atunci a dus un sul, un vas de ceala din argint, iar în vasul respectiv era un document din partea românilor de dincolo de Carpați către fraților din Transilvania.
Vreau să vă spun că este una dintre, să zicem, faptele noastre de recunoștință ale comunității din Bacău față de ceea ce a făcut Regina Maria, în principal pentru români și pentru țara noastră, pentru tot ceea ce înseamnă istoria noastră. Probabil dacă ei nu erau astăzi, România nu ar fi arătat așa și cine știe ce s-ar fi întâmplat cu devenirea noastră ca neam, ca țară, dar datorită ei, acest lucru a fost posibil și astăzi suntem ceea ce suntem și trebuie să le mulțumim. Bineînțeles, în spatele nostru este catedrala principală din municipiul Bacău. Când a fost proiectată undeva imediat după Revoluție, a intrat într-un impas. Atunci era Episcopia Romanului și Hușilor și Preasfințitul Ioachim al Hușilor fusese preot la Biserica Sfântul Nicolae, pe care o avem în spatele nostru. A avut un eveniment nefericit în familia lui și atunci el s-a călugărit, a îmbrăcat haina monahală, a ajuns episcop și și-a dorit pentru orașul Bacău un astfel de edificiu. Da. L-a proiectat, a obținut toate aprobările și când s-a apucat să lucreze la edificare și a dat seama că nu-i mai ajungeau banii, pentru că era perioada aceea de după Revoluția din 1990, când, să zicem, economia nu era punctul nostru foarte și în momentul acela nu a intrat efectiv într-un impas, s-a dus la Consiliul Județean, a discutat problema respectivă, iar cei de la Consiliul Județean au fost foarte, foarte înțelepți în acea perioadă, au profitat de această oportunitate și au construit catedrala, adică au finanțat construirea ei, dar cu rolul și de adăpost antiatomic. Okay. Deci, dacă cumva, Doamne ferește, avem parte de niște lucruri pe care nu și le dorește nimeni, cei din Bacău se pot adăposti în subsolul acestui edificiu, fără niciun fel de probleme sau la etaj. Deci, este conceput special pentru astfel de situații. Și acest lucru a permis edificarea acestei construcții. Bineînțeles, a contribuit și biserica, au contribuit și credincioșii, s-au strâns donații și astăzi avem monumentul pe care îl vedem. Este unul dintre monumentele cu care noi ne lăudăm. La un moment dat se spunea că de la temelie până în vârful crucii sunt 70 de metri, ceea ce, să zicem, este o dimensiune destul de respectabilă pentru un astfel de edificiu. Și este un edificiu care cumva încheie o salbă de, să zicem, de tradiții de edificii, pentru că se dorește ca toate praznicile împărătești din calendarul ortodox să aibă câte un edificiu dedicat, câte un hram dedicat. Până acum, să zicem că stăm destul de bine în graficul ăsta, dar ușor, ușor, probabil se va ajunge ca toate să fie acoperite, dacă nu au fost deja. Vreau să vă mai spun despre Biserica Sfântul Nicolae, pe care o vedem acolo în spate. Este una dintre bisericile emblematice ale Bacăului. A fost construită în perioada anilor 1848-1850 și are o istorie destul de bogată. Iar astăzi, bineînțeles că își păstrează rolul de edificiu central în memoria noastră a băcăuanilor, dar fără îndoială, da, partea aleului este acum în zona Catedralei Mari. Da. Aici este unul dintre parcurile orașului nostru. Ne dorim ca acest parc să fie cât mai vizitat de către toți și, bineînțeles, ne dorim foarte mult ca Bacăul să devină unul dintre orașele care să își primească nu doar câțiva oaspeți, ci cât mai mulți și poate că dă Dumnezeu și vin și străinii pe la noi. Pentru cum veneau odată. Da, cum veneau odată, avem ce să le arătăm și mai ales avem și fete frumoase, avem și vin bun și mâncare, nu mai vorbim, așa că e păcat să nu vină și la Bacă. Noi mai rămânem puțin să ne delectăm, după care mergem la următorul oraș. Bine, îți mulțumim mult și ne bucurăm că am ajuns și la voi. Vă mai aștept și cu alte ocazii.